Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi astăzi despre imputare curs, formare profesională, TVA. Dacă la plecarea din societate unui salariat îi se impută un curs, valoarea reținută este cu tot cu TVA, se plătește TVA la stat. Practic, prin imputare, are loc recuperarea costurilor suportate pentru cursurile respective. În această situație, dacă prin contractul de muncă s-a prevăzut o astfel de posibilitate, pentru recuperarea costurilor, angajatorul trebuie să emită o factură cu TVA corectată, deoarece are calitatea de cumpărător-vânzător al unui serviciu de care au beneficiat angajații săi. Factura se emite cu TVA colectată, chiar dacă serviciul respectiv a reprezentat un curs de formare profesională, iar prestatorul a aplicat regimul de scutire fără drept de deducere TVA reglementat prin articolul 141 alineatul 1 litera F din Codul Fiscal. Angajatorul nu poate aplica același tratament fiscal asupra operațiunii de recuperare a costurilor, deoarece nu este autorizat să desfășoare astfel de operațiuni economice. În calitate de cumpărător-revânzător al serviciului de pregătire profesională, angajatorul aplică structura de comisionar procedând astfel. Achiziționează un serviciu în nume propriu, primește o factură pe numele său de la un prestator stabilit pe teritoriul României. În acest context, trebuie să aveți în vedere prevederile articolului 129 alineatul 2 din Codul Fiscal, prin care se face precizarea că în situația în care o persoană impozabilă care acționează în nume propriu ia parte la o prestare de servicii în contul altei persoane, se consideră că a primit și a prestat ea însăși serviciile respective. De asemenea, în acest sens, precizări suplimentare se regăsesc și la punctul 6 din normele de aplicare ale articolului 128 alineatul 2, prin care se reglementează faptul că o persoană impozabilă care acționează în calitate de comisionar, primind facturi pe numele său de la furnizor și emițând facturi pe numele său către un client, se consideră că acționează în nume propriu, dar în contul comitentului. Aceste precizări se completează cu reglementările de la punctul 7 alineatul 2, conform căruia normele metodologice prevăzute la punctul 6 alineatul 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și pentru prestările de servicii prevăzute la articolul 129 alineatul 2 din Codul Fiscal. Refacturează cheltuielile înregistrate. Pentru refacturare se emite obligatoriu o factură. În acest caz, în calitate de persoană impozabilă, angajatorul care refacturează serviciile înregistrează în evidența contabilă cheltuieli, dar și venituri aferente operațiunii de comision. Factura emisă se înregistrează din punct de vedere contabil, după cum urmează. 461 la următoarele. În valoare de 1860 lei, 758 în valoare de 1500 lei, 44,27 în valoare de 360 lei. Din punct de vedere fiscal, valoarea facturii emise se evidențiază în jurnalul pentru vânzări și se raportează prin decontul de TVA la rândul 9 denumit livrări de bunuri și prestări de servicii taxabile cu cota 24%.